puțin, puțin despre cartea aceasta și posibilitatea de a-l întâlni pe Luigi Zoia în două săptămâni de acum înainte. Detaliile pentru care vorbea Iulia și pe care sigur le așteptați, o să le găsiți și pe site-ul nostru de acum înainte și pe Facebook-ul Editurii Herald. Este vorba despre faptul că Soul Mentis, asociația pe care o reprezintă Iulia Florodanu astăzi, reușește să-l aducă în România pe acest autor și împreună vom organiza o conferință care va permite celor interesați, nu doar din domeniul psihanalizei, psihoterapiei, terapiei, economie, să discute puțin în forma actuală și de interes situația în care ne aflăm. Cred că de puține ori avem șansa în România să asistăm la un discurs așa cum sigur ne pregătește Luigi Zoia. Dacă răsfoiți cartea, o să vă dați cu siguranță seama de nivelul la care se va discuta și la acest eveniment, mai mult poate decât reușesc eu să vă transmit. Înainte de toate, aș vrea să pun o întrebare legată de apariția acestei cărți. Dacă tot este vorba de a fi cumpătați, cum reușiți să transmiteți, doamnă profesor, copiilor, studenților dumneavoastră, că o carte în plus, încă un târg și mai mare, și mai multe edituri, și mai multe titluri, că se poate naviga printre aceste lucruri și că ar trebui poate să găsească soluția la această navigare citind Luigi Zoia? Întrebare foarte dificilă sau, ca să folosesc un paradox pe care îl folosea și Oscar Wilde, nu există întrebări dificile, numai răspunsurile, da? Răspunsul e foarte dificil și aici am reușit perfect, spun eu, cu studenții mei, să învăț ce e cumpătarea, pentru că ei nu citesc deloc. Deci, în privința asta, dar mă mărturisesc că meritul nu mi-a aparține. Este epoca noastră care nu mai este, nu mai aparține lui Gutenberg, ci îi aparține lui Google. Așa că nu știu cum citesc, nu prea citesc, după urechi, așa, noi le povestim cărțile. Sper însă că lucrurile se vor remedia, pentru că am putea să constat din când în când în metrou, sunt tineri, chiar mai tineri decât dumneavoastră, cu câte o carte în mână. Deci este îmbucurător, constat și în alte țări lucrurile acestea, deci dacă ne luăm după trendurile actuale, o să trecem de această pasiune numai pentru internet și iarăși internet și vom ajunge din nou la cartea tipărită sau pe tabletă sau oricum care îți cere o anumită concentrare. Deci ei cu cititul sunt foarte cumpătați. Care este cea mai mare aroganță a omului contemporan? În viziunea lui Luigi Zoia, cea mai mare aroganță a omului contemporan este să se creadă Dumnezeu. Și aici pot să vă dau un exemplu recent din propria viață. Eu am trăit astăzi un eveniment cu totul deosebit. Am fost la maternitate unde fiica mea a născut și am văzut nepoțica în vârstă de câteva ore. Și în legătură cu aceasta este și ce urmează să spun. Acum 20-30 de ani, dacă m-ar fi întrebat și dacă aș fost în aceeași situație și m-ar fi întrebat cineva când naște fiica dumneavoastră, ce aș fi spus? Păi când o să vrea Domnul. Acum, când am fost întrebată, am răspuns când o să vrea domnul doctor. De unde domnul doctor? Și el pune cumva egal între el și domnul. Deci asta cred eu că este cea mai mare aroganță a omului contemporan, se crede Dumnezeu și din acest motiv nu mai este vinovat de nimic, nu se mai consideră vinovat de nimic și crede că îi se poate permite orice. De aceea trebuie să ne învățăm locul în infinit, în ceea ce suntem. O foarte mică intimă de prezent în infinit. Pe de altă parte, și Zoia spune că pentru fiecare persoană în parte, cel mai important este el însuși. Pentru că supraviețuirea se leagă de individ. Specia nu poate supraviețui dacă nu supraviețuiesc indivizii. Deci asta este deocamdată părerea mea, mai citesc la Zoia să vedem ce mai spune. Iulia, aș vrea să ne faci câteva precizări legate de programul lui Luigi Zoia în România, când sosește și care sunt celelalte locuri în care poate fi întâlnit, în afară de evenimentul din 12 iunie, despre care vom anunța și noi detalii. Singura sa activitate publică va fi această conferință din 12 iunie,
În rest, activitățile sale sunt legate de câteva cursuri pe care le va preda studenților din România care se formează în psihologie analitică indiană. Așa cum spunea și doamna profesor, e greu de estimat cum vor primi studenții, însă noi ne așteptăm să fie primită bine și să fie un succes. Oricum, colecția jungiană este binevenită, cel puțin din punctul meu de vedere, ca student în formare în această metodă, pentru că majoritatea cărților sunt în bibliografia obligatorie pentru examenele pe care noi le avem de dat. Și este o foarte mare diferență, vă spun din experiență, pentru că le-am citit o parte din ele și în altă limbă. E mare diferență să le poți studia în limba maternă. E mult mai simplu, efortul depus de creier se concentrează pe a înțelege și a elabora, nu pe a traduce. Mă bucur foarte mult de această colecție și mă bucur să văd cum crește. Sper să aibă succes ca să crească tot mai mult și să includă multe din titlurile pe care și eu le iubesc. Este o colecție foarte variată și foarte bine gândită din punctul meu de vedere, pentru că, iată, conține atât un dicționar, care este practic fundamental pentru a înțelege terminologia, și este un dicționar foarte viu și care reușește, are marele merit de a face foarte clare noțiunile altfel destul de alambicate ale psihologiei analitice jungiene. Există cartea introductivă Sinele de 2 milioane de ani, care este o carte pentru marele public, care reușește să trezească interesul cititorului pentru acest miracol care este sufletul omului. Există cărți mai specializate, cum este cartea lui Samuels, care se adresează în special celor inițiați, oarecum, în psihanaliză. Există această carte care se referă la aplicațiile sociale ale psihologiei jungiene, Sandor Expressiv, și iată cartea lui Zoya, care face cumva tranziția, dacă vreți, între cartea sau între colecția Arhetip și cartea lui Campbell, Mitul eroului, deci între partea de mitologie, partea de economie, partea de etică și partea de psihanaliză. Este o carte interdisciplinară care, cred eu, va trezi interesul atât al specialiștilor psihologi, cât și a celorlalți cititori. Și, desigur, cele două cărți mai aplicate, Psihoterapia lui Marie-Louise von Franz și Interpretarea viselor, care deja știu sigur de la cititori care mi-au povestit, trezesc interesul omului obișnuit pentru această metodă de explorare a propriului suflet. Povestind lucruri foarte aplicate și foarte clare despre cum să înțelegem propriile procese și propriile transformări, propriile simboluri. Aș vrea să adaug câteva cuvinte. Avem în pregătire alte titluri care probabil că până la sfârșitul anului vor vedea lumina tiparului. Este vorba de încă două cărți ale lui Marie-Louise von Franz și totodată de o carte a lui Michael Forna. Și bineînțeles, negociem în prezent pentru aducerea în România și a altor autori celebri și renumiți nu numai în cercul psihologilor sau al iunghienilor, ci renumiți în sfera culturală, întreaga sfera culturală, cum este Newman, de exemplu, Eric Newman sau alți autori, cum este și Marie-Louise von Franz, care este una din enciclopediile secolului trecut, un mare savant, domnul Marie-Louise von Franz. Și astfel de autori vrem să-i prezentăm publicului pentru a trece dincolo către publicul mai puțin specializat și a-i face cunoscut întreaga valoare a psihologiei analitice, pentru că la fel ca și psihanaliza, psihologia analitică a influențat mediul cultural din întreaga lume și a schimbat concepții și astăzi, practic, cuvântul arhetip nu mai este un cuvânt specializat pentru psihologia analitică.
Gabriela, ai răspuns înainte ca eu să întreb ceea ce înseamnă că funcționează până la urmă telepatia. Aș vrea să vă atrag atenția că dacă sunteți în căutarea acestei reviste extraordinare, puteți să fiți mândri ca și noi de faptul că unul dintre autorii care sunt publicați la editura Herald apare în această extraordinară revistă pentru care trebuie să-i mulțumim domnului traducător Irina Ionescu. Vă mulțumesc tare mult. Cu mândrie o să cred că să printez o fotografie cu această revistă pe următoarea mea rochie de colecție pentru lansările Herald. Cu multă aroganță vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. E adevărat că la târg mai mult bate în topa despre niște lucruri extraordinare despre care de obicei se discută doar la cafele interesante la editura Herald, la care mă invit să veniți și dumneavoastră cu interes, să aveți și cărți. Cu mult, mult, mult drag față de faptul că suntem atât de înverșunați să avem mai multă carte, mai mulți oameni la târgul de carte, mai multe cărți bune în colecțiile Herald, vă invit să ne fiți alături și la următoarele două lansări de carte, să cumpărați dacă astăzi vă lăsați buzunarul desfăcut pentru cărțile de care aveți nevoie și să verificați un pic ce se întâmplă cu istoria aroganței din care facem parte cu toții. Mulțumesc mult în numele Herald și dumneavoastră și oamenii. Mulțumesc.